Bună ziua, bine v-am regăsit la prima conferință de presă din noul an. Vreau să discutăm azi atât câteva cifre operative privind situația șomajului în județul Neamț și în special în zona Roman și după aceea aș vrea să vă prezint câteva noutăți legislative și planuri de perspective în acest an ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Am să încep cu date operative privind șomajul la sfârșitul anului 2016. Pe total județ, rata șomajului a fost de 5,77%, asta a fost în 2015 și în 2016 avem o scădere de la șomaj, deci la 5,57%, pe cifre 11.171 de șomeri pe întreg județul, din care 4.341 femei, șomeri indemnizați 2.602, din care 1.155 femei, neindemnizați 1.569, din care 3.186 de șomeri. Deci o scădere, nu foarte mare, a șomajului. În zona Roman, avem un total de 3.881 de șomeri, din care femei 1.378, indemnizați sunt doar 729 de șomeri, din care femei 275, iar neindemnizați 3.152, din care femei 1.103. La Roman, ponderea șomajului este de 1,18% în populația stabilă de 18-62 de ani. Avem un total de 577 de șomeri înregistrați, din care șomeri indemnizați 309. Deci vedeți o pondere mai mare a șomerilor indemnizați în total față de media curentă pe întreg județul. La mediul rural, deci, predomină șomerii neindemnizați, cei de la înscriși cu dosare pentru venitul minim garantat. Ca și comune unde șomajul este mai ridicat, Bacna 8,81%, Bâra 9,61%, Boghicea 16,33%, Dulcea 10,03%, Oniceni 16,41%, Pâncești 12,89%, Valea Ursului 13,19% și Vărân 16,95%. Asta ar fi ca cifre despre șomajul în zona Roman. Ca și șomeri indemnizați la sfârșitul anului trecut, deci am avut numai 882 de șomeri înregistrați, din care 204 proaspeți absolvenți, față de 2015 la sfârșitul anului, când aveam 1211 șomeri indemnizați, din care 327 proaspeți absolvenți. După cum remarcați, avem o scădere accentuată a absolvenților, deci care s-au înregistrat la agențiile noastre, scădere care nu este datorată neapărat scăderii statistice a generațiilor, dar este în special datorată neatractivității indemnizației de șomaj care s-a acordat absolvenților, care a rămas la nivelul de 250 de lei de foarte mulți ani, timp în care, de exemplu, salariul minim a crescut undeva de la 600 de lei la 1450 în prezent. Deci, efectiv, tinerii nu mai sunt înclinați să se înregistreze la Agenția de Ocupare pentru că sumele care le primesc sunt foarte mici. Noi avem programul nostru de măsuri active în care imediat ce intră în șomaj, începem măsuri active cu ei, trimitem la cursuri, trebuie să facă practică, adică să depună niște eforturi mari care în gândirea lor, chiar dacă în perspectivă sunt mai mult decât utile, nu au un corespondent financiar foarte rapid, spunem așa. Pentru a compensa acest lucru, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă a depus în luna decembrie, într-un final, după un an și jumate de discuții, proiectul de înregistrare și integrare a tinerilor niți, tinerii care deci, nu mai sunt în școală, nu urmează forme de calificare, nu sunt angajați, deci efectiv nu fac nimic. Și acest proiect a fost depus, negociat cu Ministerul Fondurilor Europene și Comisia Europeană și sperăm să fie aprobat cât mai curând și în cadrul lui, pentru județul Neamț, bineînțeles, Agenția Județeană de Ocupare va implementa planul de măsuri pentru a înregistra toți acești tineri în cadrul agenției. Vor fi și măsuri atractive,
Și dacă noi la început, când am început să discute de acest proiect, ne gândeam că vom organiza caravane, mai ales în zonele îndepărtate, unde tinerii nu se înregistrează, mai ales la tinerii din Romă, cei care au abandonat școala, să spunem, adică că vom merge mult pe teren, se pare că vom avea un potențial foarte mare să găsim acești tineri chiar în oraș și în zonele, să spunem, mai cu un nivel de trai un pic mai ridicat. De asemenea, din câte am văzut eu în programul de guvernare, guvernul va adopta niște măsuri în care se va abandona această indemnizație pe 6 luni pentru absolvenți, care este de 250 de lei, și se vor acorda niște sume de bani pe baza unei prime de înregistrare o singură dată. Deci absolventul va primi o sumă, dar mai mare, nu știu care este, deci guvernul va gândi acest lucru, tocmai ca un premiu să se înregistreze la Agenția de Ocupare. Și atunci probabil că vom avea niște alte cifre la șomaj. Și probabil chiar șomajul pe termen scurt va crește. Am mai discutat mai despre cauzele administrative ale șomajului, dincolo de situația economică. Va crește pentru că vom avea niște măsuri stimulative, astfel că toate persoanele care sunt în zona gri, deci au abandonat să mai caute un loc de muncă, nu se înregistrează nici la agenții, să putem să-i readuce pe piața muncii, și prin toate măsurile care vin în continuare, vom încerca să-i integrăm în societate și pe piața muncii, atât tinerii, cât și alte categorii de persoane defavorizate. Chiar va fi un plan mult mai coerent de acțiune pentru familiile din zona de sărăcie extremă și cu anumite situații speciale, persoane cu handicap și așa mai departe. Ca un bilanț al anului 2016 la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă Roman, pe partea de măsuri active, deci s-au încheiat pe articolul 80, deci pentru tineri, pe legea 76, 39 de convenții și au fost angajați 42 de absolvenți, din care 18 absolvenți a ciclului inferior de liceu, 10 absolvenți a ciclului superior și 14 absolvenți cu studii superioare. Pe articolul 85 au fost încadrate 203 persoane prin 129 de convenții încheiate cu agenții economici. Dintre acestea au fost 199 șomeri peste 45 de ani, 3 persoane cu handicap și o persoană care mai avea 5 ani până la pensie. Pe perioada vacanțelor elevilor și studenților au fost încheiate în zona Roman 5 convenții, prin care 20 de elevi și studenți, deci 18 elevi, 2 studenți, au fost angajați pe perioada vacanței și angajatorii au primit subvenții pentru plata salariilor acestora. De asemenea, au beneficiat de subvenții de la noi pentru completarea veniturilor salariare 78 de șomeri care s-au angajat în aite de termeni. Au fost pe articolul 73 51 de absolvenți care au primit prime de încadrare, pe 74 încă 2 beneficiari și 4 beneficiari pe articolul 75. După cum știți, la ultimele conferințe de presă, legea 76, legea șomajului a fost modificată undeva în luna noiembrie prin mărirea acestor subvenții de la 500 de lei la 900 de lei pentru fiecare șomer din categoriile defavorizate care va fi angajat de agenții economici. Așteptăm bugetul, sperăm să îl primim fila de buget cât mai rapid, astfel încât toți agenții economici care vor veni la noi să poată beneficia de aceste subvenții mărite, de la 500 la 900. Ele sunt cumva mai atractive, pentru că la fel ca și în alte situații, sumele se raportau la indicatorul social de referință, care era de 500 de lei și era nemodificat de foarte mult timp. Și acum această măsură sperăm să fie mai atractivă, de 900 de lei. Iar la absolvenții de studii superioare, la fel în programul de guvernare, sperăm să apară cât mai curând, va fi o facilitate mai mare pentru angajatori și pentru absolvenții care vor fi angajați, în sensul că se va garanta un salariu de 2500 de lei, din care aproximativ jumătate va fi suportat de către Agenția de Ocupare pentru angajatori. Deci vor avea un salariu onorabil absolvenții de studii superioare încă de la început, pentru 3 ani de zile. Deci va fi facilitatea cu obligația de menținere 5 ani. Așa apare deocamdată, deci, acest proiect. Bineînțeles că e ceva care
pe noi ne bucură, pentru că și până acum existau reglementări legislative pentru cei cu studii superioare. Era acea lege a stagiaturii, prin care, ca să ai, să-ți echivalize stagiul exact în profesia ta, angajatorii primeau timp de 6 luni 500 de lei subvenție ca să angajeze efectiv absolvenții de studii superioare în profilul în care îl are pe diplomă. În schimb, cum fusese dată legea, același angajator, dacă l-a angajat pe o meserie obișnuită, primea acei 500 de lei pe legislația din legea 76 timp de 12 luni. Și nu mai era obligat să facă acel... Deci dacă făcea stagiu, trebuia să aibă și un îndrumător de stagiu, să-i facă un raport de stagiu la sfârșitul perioadei că s-a integrat în meserie și totul e ok. Deci consuma și mai mult, că un om era cumva scos o bucățică din producție tocmai ca să aibă grijă de absolvent și în același timp primea de la stat o sumă mai mică angajatorul. Și atunci nimeni nu prefera să face și din păcate de când e legea în vigoare, sunt undeva la 4-5 ani, nici măcar un angajator din județul Neamț nu a solicitat să beneficieze de prevederile legerii acestei legi, deci pentru organizarea stagiaturii. Toți mergeau pe legea clasică. Sperăm de acum toți să nu mai meargă pe cei cu 900 de lei, vor veni, fiind sumele mai mari, vor veni pe legislația nouă și atunci probabil vom avea mult mai, tot timpul am primesc întrebări cât cu studii superioare, câte locuri de muncă avem, cât se angajează și tot timpul cifrele sunt foarte mici comparativ cu celelalte domenii. De acum sperăm ca cifrele să meargă undeva la situația mai reală, pentru că angajările erau pe studii superioare, dar efectiv nu mai treceau prin agenții, pentru că cum ar veni căutători de loc de muncă, erau mulți, locurile nu erau așa multe și angajatorul își găsea direct, efectiv, când avea nevoie de un inginer, de un economist, de ceva, fără ca aceasta să mai apară în statistici, foarte clar. De acum, probabil că cifrele se vor schimba puțin, fiind această nouă reglementare. Am să discut un pic acum despre situația curentă pe piața forței de muncă la locurile de muncă vacante. În acest moment avem pe zona Roman o ofertă rezonabilă de 149 de locuri de muncă vacante, din care 11 cu studii superioare, 90 locuri de muncă în industrie și avem aici diferite meserii care sunt, să zicem, destul de clasice pentru piața forței de muncă din Roman, pe meserii mecanice și așa mai departe și pe confecții. În construcții și agricultură situația este, deci, doar 15 locuri de muncă vacante, dar este perioada sezonului rece. Probabil că undeva prin sfârșitul februarie, martie, se va dezgheța piața pe construcții și agricultură. Și în comerț și servicii sunt 45 de locuri de muncă vacante. Relativ oferta sunt, poate am mai avut și comentarii, locurile care stau mai mult timp, să zic, în ofertă, că se ocupă mai greu, probabil și de condițiile nu sunt cele mai atractive de pe piață unde avem ofertă curentă acum, dar există, deci, există mișcare pe piața muncii de să facă angajări. În legătură cu oferta, cam cum este ea structurată pe industrie, servicii în Roman, noi am deschis anul trecut cu continuare, la sfârșitul anului trecut cu continuare și în acest an câteva cursuri de calificare. Chiar azi, acum s-a terminat un examen la un curs de confecționer în textile cu 18 persoane și am discutat cu șomerii sau foștii șomeri, pot să zic de acum, cam cum au fost la curs și cum au găsit de muncă și cam jumătate deja s-au angajat la fabrica de airbag-uri. Deci cursul cred că este un succes. De asemenea, am mai organizat, am finalizat de curând un curs de inspector de resurse umane și deja 3 persoane s-au angajat, un curs de comunicare în limba engleză, este în derulare un curs de lucrător în structuri pentru construcții. Se va finaliza exact când se dezgheață piața și sperăm să-i plasăm pe locurile care vor apărea în primăvară. Avem în derulare un curs de agent de securitate, un curs de lucrător în comerț și un curs de contabil. Asta ar fi acum. Ca alte acțiuni care le-am făcut în perioada asta, să zicem, de iarnă când mai stăm, am mai făcut câteva dosare de autorizare, că unul chiar va avea efect direct în zona Roman. Deci ne-am autorizat pe un curs de lăcătuș mecanic, pentru că este cerere și la Roman, dar chiar a început să se dezghețe piața pe prelucrări metalice și la Piatra Neamț și la Târgu Neamț, chiar este o mică platformă industrială care sunt câteva firme în domeniu.
Și atunci am zis să ne adaptăm, să mai deschidem, să mai putem să facem și în acest domeniu un gen de cursuri de calificare. De asemenea, ne-am autorizat pe niște cursuri de antreprenoriat, ca paranteză, noi am depus în perioada asta câteva proiecte europene și vom vedea dacă în perioada următoare măcar câteva din ele vor fi aprobate la finanțare ca să putem să lucrăm la un alt nivel, să zic, ca volum de activitate, pentru că pe bugetul național putem să facem câteva lucruri, dar cât e bugetul, cât e atâta. Deci, dar dacă mai reușim și câteva proiecte, atunci vom putea să dezvoltăm mai multe activități. Asta ar fi partea operativă, deci a șomajului. Ca perspective de viitor, am discutat câteva exemple până acum. Cel mai important este că în monitorul oficial din 25 ianuarie a apărut deja o primă modificare legislativă care are impact, deci, pe partea de forță de muncă, în sensul că pe lângă articolele care, noile facilități care au apărut în luna noiembrie, unii vorbeam de acele prime și stimulente de mobilitate pentru șomerii care se angajează peste 50 de kilometri sau plata navetei, acum vin noi facilități. Legislația care a apărut în noiembrie avea în detaliu un mic aspect, să spunem așa, mai care nu a fost comunicat, să zic, din nivelul guvernamental la adevărat realul impact. În sensul că sunt niște stimulente care se pot acorda de acum de noi, foarte importante sume de 12.500 de lei, 16.500, cum sunt primul moment, sau decontarea aceea de navetă, compensarea navetei, să spunem așa, dar în textul legii apăruse o precizare că acele facilități se acordă doar șomerilor care au domiciliu actual, înainte de a se muta sau de a face naveta, într-o listă de localități, dintr-un plan de mobilitate făcut după un studiu de acum câțiva ani de Banca Mondială, unde sunt cele mai sărace zone, și adică în județul Neamț, numai șomerii din Bozieni, Boghicea, Cândeș, Crăcăoan, Făurei, Mărginem, Poinar, Roznov, Bahna, Icusești, Unicel, Stănița, Valea Osului, Vălești și Pâncești ar fi beneficiat de lege. Deci ceilalți șomeri nu beneficiau de legea aia, chiar dacă stimulente erau mari. Era o măsură, în plan personal, eu sunt și psiholog, sociolog, discriminatorii, pentru că drama șomerului este o dramă individuală. Nu ține neapărat de locul în care se trăiește sau are domiciliu. Adică doi șomeri, unul din Roman și unul din Bozieni, au aceeași dramă când n-au servicii. Chiar dacă poate cel din Roman are mai multe facilități, dar dacă, de exemplu, are o specializare foarte îngustă, cel din Roman, și s-a închis fabrica la Roman și nu mai poate să lucreze acolo, și nu mai este decât o fabrică la Sebeș unde poate să lucreze, sau în Timișoara. El n-ar fi putut beneficia de acei 12.500 de lei să se mute la Timișoara, unde este în specializarea lui un loc de muncă și ar fi avut condiții onorabile să muncească și să aibă un venit ca lumea. Deci numai cel din Bozieni. Adică lista e de așa natură, sunt multe localități din zona Roman, deci aici probabil că cât de cât o să dăm ceva facilități, dar restul județului nu are aproape nimic localități care să beneficieze. Și va fi cât de cât util. Dar era o problemă discriminatorie, pentru că normal nu sunt niște diferențe așa mari. Câteodată sunt chiar comune apropiate care au situații economice aproape la fel. Și șomerul eu am dat un exemplu, de exemplu, Cândeștiu și cu Podoleniu. Două comune, una lângă alta, la fel, numai că acolo, probabil, într-un sat, sunt cu 20-30 de persoane, mai mulți romi. Și atunci, într-un punctaj de ăla, au ieșit pe listă că cel din Cândești, dacă găsește servici la piatră, ia banii din navetă, cel din Podoleni nu ia banii din navetă. Doi șomeri exact la fel. Deci nu era chiar corect. Acum guvernul vine cu o nouă facilitate, așa numiți bani de chirie, prin care cei care se mută într-o localitate peste 50 de kilometri, cel puțin 12 luni, primesc o decontare pentru plata chiriei și a utilităților. Atenție, articolul de acum nu mai este legat de acea listă de localități. Deci orice șomer va merge pe această, va putea să beneficieze de această facilitate. Diferența este majoră. Odată că cele două tipuri de prime
nu se cumulează și atunci probabil că aproape toate persoanele care vor beneficia de aceste stimulente de mobilitate, adică să se mute în altă localitate cu serviciu, pentru că la el nu mai este de lucru, vor merge pe această plată de chirie, decât să meargă pe acele prime unde deci nu putea decât dacă era din localitățile astea sau dacă se muta în localități din țară care sunt în aceeași listă. Și noi chiar făcusem niște scenarii, erau foarte puține situații plauzibile. Adică, n-am nimic cu domnul Dumnezeescu de la Bozen, dar e puțin probabil ca să se înghesuie șomer din alte părți să ducă să lucreze la Bozieni sau cel de la de exemplu de la Roman să se ducă să lucreze la fel într-un orășel, de exemplu Sebeșu sau cred că Comăneștiu sunt pe listă. Deci numai anumite conexiuni de genul ăsta puteau fi făcute, dar niciuna nu genera niște, să zic, efecte de antrenare economice foarte, foarte mari. Noua facilitate, am să vă descriu acum, am să citesc chiar un pic din lege pentru că e prima oară când deci, apărem public cu ea. Deci se introduce după articolul 76 cu 1 în legea 76 un 76 cu 2 care spune că persoanele înregistrate ca șomer la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă în alte localitate situate la o distanță mai mare de 50 de km față de localitatea în care și-au domiciliu sau reședința și ca urmare acest fapt își schimbă domiciliu sau își stabilește reședința în locarea respectivă sau în localitățile învecinate beneficiază de o primă de relocare neimpozabilă acordat din bugetul asigurării egal cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire, nouă domiciliu sau nouă reședință, dar nu mai mult de 900 de lei. Deci se decontează banii de chirie, dar chiria făcută pe un contract legal, deci de chirie și banii pentru întreținere, cu chitanță, să zic, de la asociația de proprietari, nu se mută. În 60 de zile vor apărea normele de aplicare și abia după aceea, deci această facilitate va intra în vigoare, asta ca să știi prezumtivii doritori, deci undeva, dacă acum suntem, undeva la 1 aprilie, să zic, în aprilie va fi operativă această facilitate. Celelalte facilități care au apărut în noiembrie vor deveni operative imediat ce vom primi fila de buget. Deci în momentul de față ați văzut în mass media națională a intrat în discuții, este proiectul de buget într-o anumită fază la guvern, va intra în dezbatere parlamentară, se va dezbate, se va vota și după aceea undeva cam două săptămâni durează la nivelul ministerelor când defalcă banii care îi primesc în bugetul mare pe județe și fiecare județ va primi sumele respective. Și atunci vom ști exact cam câte subvenții vom putea dea, cam ce se va întâmpla. Bineînțeles, se va merge pe principiul primul venit, primul servit, dacă sumele vor fi, nu vor fi de ajuns. Noi, ca experiență, în ultimii ani, tot timpul am avut sumele necesare. Poate au fost undeva în anumiți ani, acum 2-3 ani, niște sincope, în sensul că au fost niște bani, s-au terminat, s-a stat două luni, dar am mai primit o rectificare și până la sfârșitul anului, adică toată lumea a primit subvenția care s-a dat. Adică nu este, să zic, ca la Casa Verde, care stă la coadă azi, primesc 100 și restul mai erau 1000 care ar fi vrut și nu primesc. Dar noi cam primesc toți care solicită, primesc sumele. Bineînțeles că la această facilitate sunt la fel niște condiții cât să stea, nu trebuie să întrerupă în cele contractul de muncă din vina lui în cele 36 de luni pe care poate privi chiria, detalii care deci le vom explica la fiecare cetățean în parte care deci sau angajator care va veni la noi să solicite anumite beneficii. Cam asta ar fi pe partea legislativă. Bineînțeles că am văzut că sunt în intenție și alte facilități, de exemplu în luna decembrie, dar în ultimele zile de mandat ale vechiului ministru a apărut un proiect de ordonanță pe legea ucenicii și am văzut că este și în programul de guvernare a noului guvern. Deci s-ar putea ca, poate o leacă schimbată forma, această nouă reglementare, viața ucenicii, să intre în vigoare. De ce spun? Cum am mai discutat de anumite legi moarte, la fel a fost legea ucenicii
dinainte, care era în vigoare de câțiva ani de zile. Deci exista o lege a ucenicii, însă, în schimb, la fel, sumele care puteam noi să le acordăm angajatorilor care vroiau să deschidă programe de ucenicii erau foarte mici, undeva la cuantumul de 300 de lei. Și angajatorul avea obligații foarte mari, la fel, să aibă un responsabil, un mentor, un îndrumătorul ucenicului sau ucenicilor, care să fie cu cursuri autorizat, trebuia să facă lunar dosare, rapoarte, deci un volum mare de muncă, iar noi acordam niște sume foarte mici. Și atunci, din păcate, de când e legea, n-am reușit să finanțăm niciun program de ucenicie, cu toate că noi la toate întâlnirii cu angajatori, uite, poți să beneficiezi facilitatea asta, pentru că ei se plâng că, domnule, nu mai sunt specialiști, aș lua și eu doi ucenici, dacă îmi vedea ce sume primește, renunța. Adică, din experiența națională și de la noi din județ, singurele companii care au deschis programe de ucenicie au fost câteva companii mari, cu resurse, care au o anumită politică corporatistă proprie de dezvoltare și de deschidere și care o finanțează mai mult din resurse proprii. Și, de exemplu, noi am avut programe de ucenicii deschise la fabrica de ciment de la Bicaz, la care aparține un concert internațional care are sediul la București. Acele programe de ucenicii au fost raportate la București, nu la noi. Dar, zic, a fost singura unitate care și-a asumat să folosească resurse proprii și să deschidă acele programe de ucenicie. Acum sperăm să avem mai mulți, pentru că cererea este mare și, într-adevăr, asta este soluția pe piața forței de muncă pentru tineri. Deci pe aceste programe de ucenicii se vorbește în același timp și în sistemul de învățământul dual, școli profesionale și așa mai departe, dar cred că dacă acest proiect, cum apare acum în proiect, va intra în vigoare, angajatorii vor apela mai mult la soluția să vină la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă decât să meargă pe sistemul dual, să deschidă clase la învățământ. Pentru că la noi procedura birocratică e mai scurtă, e mai rapidă, dosarele nu sunt grele lunar, ci de făcut, și sumele fiind destul de importante, să plătești o parte din salariul îndrumătorului, ucenicul primește și el niște bonusuri, angajatorul primește și el o subvenție la salariul, sumele care le dă ucenicul, atunci toată lumea, cum s-ar spune, e mulțumită. Sperăm să avem o birocrație cât mai subțire, dar acoperitoare, să nu avem fraude. Atunci, cred că vor fi multe solicitări și pe programele de ucenicii în viitor. Cam asta am vrut să acopăr eu, să zic azi, din aspectele și noutățile care sunt, ca idei. Restul, de asemenea, mai avem locuri de muncă pe rețeaua EURES, destul de importante și pentru ca situație operativă acum în perioada aceasta, deci până se organizează între 5-a și 9-a-2-a-2017 organizăm prin consilierul EURES, care are program cu publicul și aici la Roman, înscrieri pentru studenții care doresc să lucreze pe perioada vacanței în Germania. Deci cei care sunt interesați de acest aspect, condițiile de participare sunt vârsta 18-35, să fie studenți la o facultate de stat sau particular acreditată, la cursurile de zi, să aibă cunoștințe bune sau foarte bune de limba germană, au nevoie de copia de pact de identitate, o fișă de solicitare tip care o dă statul german și care se găsește pe site-ul nostru, o adeverință de la facultate și un formular la fel de la facultate tipizat, care se completează în germană, engleză sau germană-română. 3 fotografii tip pașaport și copii permis de conducere, dacă este cazul. Deci, cei care sunt studenții care sunt interesați și au domiciliu pe raza județului Neamț, să se adreseze consilierului EURES, domnul Bulgaru la noi, pentru înscriere și vom vedea pe ce criterii, deci angajatorii germani vor primi solicitări. Eu cred că pentru tineri e o experiență interesată în afară de programul care se mai desfășoară cu Statele Unite și acesta cu Germania, astfel încât eu am chiar cunoștințe rude care deci au mers pe aceste programe și au avut alte deschideri profesionale atunci când chiar au început să lucreze, mulți chiar au rămas pe afară sau dacă au lucrat o perioadă afară, când au venit aici, au venit altfel pregătiți. Aș putea să mă costă în bilanță pe 2016 la un moment
5 ani, da. Pensie. Da. Asta unde știi? Pe zona romană. Pe zona romană. Da. Acestea sunt, acesta este numărul total pe 2016. Deci numai cei care au solicitat subvenții. De exemplu, sunt angajatorii mari care dacă angajează persoane cu handicap au obligația conform legii să, dacă nu plătesc acel procent din fondul de salarii, dacă nu angajează persoane cu handicap. Sunt cei noi, adică convenții noi. Deci cam astea sunt sumele, cifrele, deci nu sunt niște cifre spectaculoase, să spun, pentru că, într-adevăr, de aceea și aceste politici, deci persoane cu handicap, deci este o anumită reticență, oamenii, angajatorii vor randament, persoanele cu handicap au un randament în muncă mulți mai scăzut sau trebuie găsite efectiv meseriile care să se potrivească pe ei pentru acest gen de persoane. De exemplu, sunt angajatori care lucrează mult cu persoane cu handicap, dar care iau de mulți ani. Deci nu sunt noi. Știu, de exemplu, cum e Fundația Speranța la Târgu Neamț, care are niște secții unde anumite lucruri se fac numai cu persoane cu handicap. Dar dacă iau de ani de zile, atunci nu îi pun la intrări noi. Deci sunt stoc. Da, e posibil. Sau v-am spus, poți să fii din cei care chiar au obligația conform legii. Deci cei peste 100, angajatorii cu peste 100 de angajați să nu vină la noi. Dar aici, deci, un fel de... Poate au venit pe... Există unei suma mare la persoane peste 45 de ani. Și atunci am mers pe alternativa cealaltă, să zic. Pentru că pe partea cu pensia trebuie să angajatorul își asumă că îl ține până la pensie. Pe partea cu 45 de ani are obligații mai mici de 18 luni. Adică face un contract, își face treaba, adică nu trebuie să aibă o previziune în timp așa de lungă. Da. Ce burse pentru locul de muncă veți mai organiza în anul acesta și care sunt rezultatele celor de anul trecut? N-am cifrele, pare rău, au fost comunicate. Că trebuie să spun cifrele exacte, dar au fost comunicate, cred că, de mass media, cifrele de la bursă. Noi, în principal, facem cele două burse clasice anual. Bursa generală în primăvară, data se stabilește de Agenția Națională a Forței de Muncă. Undeva prin aprilie, bănuiesc că va fi începutul aprilie, ceva de genul ăsta, și toamna bursa pentru absolvenți. Dacă vom avea solicitări, chiar am avut niște discuții cu angajatori care ar vrea să facem un fel de mini-burse în anumite comune ca să strângă forțe de muncă, vom face burse la cerere mai micuțe sau burse pentru persoane de etnie romă sau alte asemenea acțiuni. De asemenea, dacă vor fi proiecte europene care vor, acum suntem în faza de depunere, care vor fi deschise anul acesta, în proiecte se organizează de asemenea anumite burse de mai mici dimensiuni, calate pe altceva. Dar, de exemplu, am discutat cu un angajator din Piatra Neamț, dar el poate să vină și în zona romană. O firmă, tocmai în domeniul prelucrării metalelor, care a amenajat un bloc de locuințe pentru angajații care vrea să-i aducă și care mi-a solicitat să mergem în câteva comune să discutăm cu cei de pe la ajutor social ca un fel de bursă și să atragă forța de muncă. Aia e tot o bursă, dar un fel de caravană mini-bursă, să-i spunem așa. Deci atribuțiile pe angajarea forței de muncă în străinătate le are inspecția muncii, nu noi. Deci noi dăm numai acreditări pentru, am mai discutat într-o conferință de presă, pentru servicii pe piața muncii interne, dar nu de serviciile de consilieri, informare, mediere pe care și agenții privați pot să le facă. V-am spus și nu s-au schimbat cifrele față de anul trecut, că cei care sunt acreditați, o parte din ei respectă legislația și raportează la noi lunar ce fac, adică ce activitate de... Și mulți, ca să nu-și piardă acreditarea, raportează, dar tabelele sunt cu zero. Deci când nu au finanțări europene sau ceva, de fapt acești agenți privați nu există. Decât cei care sunt pentru străinătate, care, v-am zis, lucrează prin inspecția muncii, verifică, că acolo își găsesc, știi, oferta, bine, face, sperăm că sunt serioși, că mai avem cazuri și de intermediari neserioase, să zic, pentru străinătate. Discutam cu dumneavoastră înainte de începerea conferinței de presă despre
această deficiență, cea puțin din punctul meu de vedere, a faptul că nu există o raportare unitară la ceea ce înseamnă șomajul din domeniul bugetar și din cel particular. De ce nu se ocupă numai agenția de lucrul ăsta și în domeniul bugetar se apelează la angajări directe? La... Deci, nu numai în domeniul bugetar. Această obligație o au într-adevăr toți, dar instituțiile publice își asigură transparența prin obligațiile legale, sunt reglementări privind organizarea concursurilor, în care ei fac documentația, o trimit la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, aceea avizează, toate funcțiile publice se publică pe portalul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și e asigurat în acest fel transparența, nu mai dau și la noi locurile de muncă vacante. Anumite funcții contractuale, de exemplu, sunt unități care lucrează cu noi, de exemplu, Spitalul Județean sau... Dar unii ajung exact ca și la cei privați. Cei care nu găsesc, în ultima soluție, apelează și la noi. Firmele mari care au departamentele de recrutare fac multă angajare de personal direct, pentru că au un prestigiu, au o rețea de prezumtivi angajabili, deci lumea care depune CV-uri direct la ei, o firmă mare care are departament de resurse umane, și atunci își fac angajarea singuri, eventual comunică la noi mai mult statistic faptul că s-a făcut acea angajare. Iar, într-adevăr, la instituțiile publice merg pe această variantă, nu înseamnă că, cum a spus dumneavoastră, acea angajare directă are ceva în neregulă, pentru că Agenția Națională a Funcționarilor Publici desemnează comisia de concurs în care sunt și membrii din instituția respectivă, dar sunt membrii numiți de, și președintele numiți de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, care pot fi membri din prefectură sau chiar de la București, pe anumite spețe. O lipsă de statistică coerentă era. Și de aceea, undeva la sfârșitul lui anului trecut, a fost introdusă o declarație nouă, o obligație pe care o au instituțiile publice, care pe lângă declarația 112 și revisalul care se comunica la Inspecția Muncii pe funcțiile contractuale, comunică și funcțiile publice pe acea declarație care se dă la ITM. Și atunci, la ITM, acum, nu, ei, când îi cereau informații despre numărul de angajați, că ei țin angajații, aveau numai 5 în sectorul privat. În momentul de față, având această nouă declarație, au și 5 în sectorul public pe funcție publică. Deci au o imagine mai bună la ce angajați sunt în județ. Bineînțeles că nici acum nu au, de exemplu, sectoarele speciale, armată, poliție, alte structuri care nu sunt comunicate nici acum la ITM. Dar oricum, tocmai a fost o nevoie, întrebarea dumneavoastră are rost și atunci s-a introdus această, la sfârșitul anului trecut, această declarație nouă pe care departamentele de resurse umane de la instituții o procesează și o trimit la ITM. Ultima întrebare, dacă prognozați că inapetența pentru munca anul acesta va fi mai mică, ținând cont de realitatea pe care am văzut-o la bursă, știți că pe o parte stăteau angajații dumneavoastră pe o parte, da, alta eu prea există, dar toată legislația nouă e legată de prime. În teoria, resursele umane poate nu-i prea bine, pentru că spune că un om ajunge la dezvoltarea plenitudinea capacităților sale când motivația lui pentru muncă e intrinsecă, nu e extrinsecă. Dar legiuitorul considera că, ca la Pavlov, dacă îi mai dai un pic, atunci va fi. Și sunt aceste noi prime care au apărut, este și prima care am discutat trecută, de 500 de lei pentru cei de la VMG să se angajeze. Știi când se angajează că mai primește și de la stat ceva și atunci probabil că situația se va îmbunătăți. Și experiența mea de care lucrez de 25 de ani în domeniul forței de muncă este când apare o nouă facilitate, apar și oamenii. Când a apărut prima oară venitul minim garantat în anii 90, erau la ușa agențiilor noastre, la agențiile locale, coada până în stradă tot timpul, pentru că când se dă ceva, atunci apar și oamenii. Normal, așteptăm fila de buget ca să deschidem noi cursuri. Deci nu, noi nu putem să facem angajamente bugetare când nu avem bani în buget, nu știm ce avem. Avem voie să facem numai niște lunile până apare bugetul, numai niște cheltuieli curente, adică să ne plătim lumina, gazul, facem activitățile curente și ce ține de ajutoarele de șomaj. Astea nu intră în discuții ca buget. Dar primele și cursurile vom face angajamente imediat. Ne vom mișca foarte repede, să nu cred că vor fi probleme și vom deschide în domeniile
în care noi suntem autorizați în cele 35 de meserii, în funcție de ofertă, dar cam aceleași cursuri sunt la Roman. Noutatea a fost, v-am zis, acest curs de lăcătuși mecanic, care sper să deschidem. Și aici chiar eram în discuții dacă mai reușim să deschidem un curs de, n-am mai făcut de mult, de instalator. Numai că cursurile industriale sunt grele. Tocmai apetența față de muncă, mai pierdem și mult șomer pe drum la ele. Pentru că e de muncă, altfel să învați o meserie de sudor, de lăcătuș mecanic, de instalator, cursuri de 5 luni jumate, 6 luni, decât, să zic, la cursuri mai simple și unde integrarea poate fi mai rapidă pe piață. Dar vom deschide și, bineînțeles, dacă vom câștiga proiecte europene, atunci vom deschide și mai multe, avem și alte posibilități financiare într-un proiect să susținem anumite cursuri. Tot ca noutate, v-am zis, ne-am autorizat pe cursuri de antreprenoriat, am depus niște proiecte pe startup-uri, dacă va ieși, atunci vom merge mult și pe asta, pe deschidere de afaceri, vom face seturi de cursuri, după aia vom da acele granduri de până la 25.000 de euro sau 40.000 de euro să deschidă afaceri. Pentru... Nu, asta nu depinde de noi, depinde de cum se evaluează proiectele la Ministerul Fondurilor Europene. Și au anumite categorii de grupuri țintă, deci sunt afaceri în urban sau afaceri pentru, am depus un proiect, de exemplu, pentru cei care sunt în diaspora, să vină acasă, să deschidă o afacere. Apropo de acest lucru, de ce preferă angajatorii noștri în ultima vreme forța de muncă din Basarabia? S-a scumpit a noastră? Nu prea este. Efectiv, mulți cei specialiști buni sunt plecați, puțini specialiști noi se formează acum, deci a fost o sincopă, știți, când s-au închis școlile profesionale, nu au fost fonduri și sau v-am zis și noi, greu să deschidem multe cursuri pe meserii și atunci nu mai există efectiv forță de muncă calificată. E vorba și de atitudinea angajatorilor, a patronilor, care cât vreme au fost restructurări masive de la unitățile mari, aveau de unde alege specialiști, că fuseseră dați în șomaj undeva pe la 50 de ani, deci tot alegeau din ei, chiar nu i-au tratat cum trebuie, dar acum cei care aveau 50 au ieșit la pensie și, atunci, și alții noi nu au mai venit din urmă. Atunci se apelează și intrăm în mondializare, deci se apelează și la specialiști din alte țări.